Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi vom vorbi despre un add-on pentru browserul Google Chrome care se numește Secure Gmail. Cu ajutorul acestui add-on sau cu acestui mic programel, să zic așa, vom putea să ne încriptăm mail-urile pe care le trimitem de la o persoană la alta. Pentru cei care probabil știu, ați văzut și la televizor, a pornit un scandal destul de mare care vizează, să zic așa, toți utilizatorii internetului, cum că cei de la NSA din America au interceptat toate mail-urile. Am citit într-un articol cum că toate datele criptate vor fi păstrate foarte mulți ani de acum pe serverele lor, pentru că ei neștiind de fapt ce se află în acele date criptate. Tocmai de aceea eu am să vă prezint astăzi această aplicație sau acest add-on, mai bine zis, cu ajutorul căruia putem să ne codăm mail-urile trimise. Nu este o, să zic, o mare lucru că ne citește cineva mail-urile, dar probabil că unii dintre voi trimită mail-uri destul de importante, lucruri foarte interesante care nu trebuie să ajungă la alte persoane, date confidențiale sau mai știu eu ce. Eu fac acest tutorial ca un tutorial de securizare a mail-urilor, să zic așa, adică pentru a proteja informația pe care o știm doar noi. Voi puteți să-l utilizați cum doriți. Dacă doriți, puteți să vă încriptați mail-urile, dacă nu, nu. Noi unii Cei de la echipa tutorialevideo.info nu ne încriptăm mail-urile pentru că nu avem date atât de importante de transmis de la un utilizator la altul pentru a ne încripta mail-urile. Însă vă arătăm vouă cum se face acest lucru pentru a fi în siguranță datele pe care le transmiteți. Da? Acest link Secure Gmail by Strick îl veți găsi sub acest tutorial video. Eu am să și adaug acum da? Și l-am adăugat și acum voi intra direct în contul de Gmail pe care l-am aici. Și haideți să scriu un e-mail, da? Către da? Vedeți că avem aici mesaj nou secured către adrian.tutoaron@gmail.com. Am să scriu salut, salutare, ce mai faci, cum mai ești? Ok, acesta este mesajul pe care îl trimită utilizatorului adrian.tuto. Noi vedem mesajul ca plain text, să zic așa, însă în momentul în care efectuăm transmiterea acestui mesaj, el se va cripta. Da? Dăm click, pardon, pe Send Encrypted. Ok, și acum vom introduce o parolă. Eu am să o introduc o parolă. Da? Am introdus și parola. Vreau să zic numai te iubesc. Encrypt and Send. Ok. Acum voi merge pe remote desktop-ul pe care îl am în casă și vedeți că am primit de la Pop Adrian un mesaj încriptat. Hit, adică i-am dat o chestie, i-am dat un sfat sau i-am dat un pont cam care ar fi parola, da? În prealabil, voi puteți să vorbiți între voi, să zic așa, la o cafea, exact ce parolă veți stabili la mail-urile voastre. Vedeți că acest mail nu poate fi încriptat, adică nu putem să-l citim. Ați văzut cât am scris eu dincolo și cât de lungă este încriptarea. Ok? Vedeți că acum avem nevoie de, ne și spune că avem nevoie de extensia Secure Strict Gmail, pe care nu o avem. Am să dau click pe ea. Adaug aplicația. Da? Aplicația s-a adăugat cu succes. Voi da un refresh la acest e-mail.
Și vedeți, din nou, mesajul apare criptat cu sfatul sau cu detaliul pe care l-am trimis eu cu te iubesc. Abia după ce dau eu click pe Decrypt Message with Password, îmi va apărea un link în care va trebui să introduc parola. Și acum introduc parola, da? Te iubesc 88. Ok. Și vedeți, message successfully decrypted. Adică mesajul a fost decriptat cu succes. Și vedeți acum mesajul, salutare, ce mai faci, cum mai ești și semnat Andrian. Ok, atât despre acest mic mod, să zic așa, sau cel mai simplu mod de a încripta mesajele trimise, însă aceasta este o încriptare relativ ușoară, să zic așa. Există încriptări destul de solide pe care puteți să le folosiți fără nicio problemă. Eu am fost Adrian și voi ați fost pe tutorialevideo.info. La revedere!